emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat interesul de a veni în fața dumneavoastră și de a vă propune oferta electorală pe care ei o au pentru următorii 4 ani, asta în condițiile în care, în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, i-am alături de mine pe domnul Marius Man, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Sorin Cristian Alic, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara și pentru cea de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine că m-ați primit! Este prima emisiune din viața mea politică, să spun așa, n-am făcut până acum și mă bucur că o fac la dumneavoastră în studio. Nu va fi nici ultima, cu siguranță, nu? Cu siguranță nu va fi ultima. Cum o să încep atunci cu dumneavoastră, dacă spuneți că sunteți așa novice din acest punct de vedere. Cum ați simțit dumneavoastră această campanie electorală până acum, în acest moment? Iată, ne apropiem cumva de mijlocul campaniei electorale și cred că puteți să trageți așa primele concluzii, să spunem. Sigur, cum să nu. Cu toate că n-am mai făcut politică până acum, foarte puțin în 2020, când m-am înrolat în rândul Alianței AUR și am candidat la primăria Hunedoara, dar eram, să spunem așa, no name. Pe vremea aceea nu eram cotați nici măcar cu 5% din sufragii. Campania de acum. Campania de acum, mă bucur că a fost, din punctul meu de vedere și probabil, sau cu siguranță și din partea contracandidaților mei, o campanie foarte curată, o campanie onestă, o campanie în care nu ne-am jignit unii pe ceilalți, o campanie în care ne-am respectat unii pe ceilalți și pot să spun că dacă vom continua în aceeași notă și în viitor, va fi un beneficiu nu numai pentru noi ca oameni, ci și pentru cetățenii municipiului Hunedoara. Vor avea doar de câștigat, pentru că într-o administrație nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să ne jignim, trebuie să venim cu soluții clare pentru cetățeni. Ceea ce spuneți dumneavoastră este idealul. Acum, când se pune în practică, lucrurile mai deviază pe aici, pe acolo. Cine este Sorin Cristian Alic? Pentru cei care poate nu vă cunosc. M-am născut acum 56 de ani în municipiul Hunedoara. Pot spune chiar în noul spital inaugurat chiar atunci, cu un an sau cu 2 ani înaintea nașterii mele. Am copilărit în Hunedoara, am terminat studiile liceale în Hunedoara, am făcut liceu de profil electrotehnic, apoi în 1986 am satisfăcut stagiul militar la Lipova și am plecat la facultate la Timișoara, la Institutul Politehnic Traian Vuia. Am terminat facultatea de mecanică agricolă. Îmi doream nespus să ajung într-un SMA, într-un IAS, cum era pe vremea aceea. Am lucrat foarte mult la câmp cu părinții mei, Dumnezeu să ierte pe amândoi, și am îndrăgit foarte mult lucrul acesta la pământ, lucru care îți aduce o altă satisfacție. Din păcate, după ce am terminat facultatea, după acea revoluție, s-a terminat cu tot ce înseamnă IAS-SMA, toate erau în curs de desființare, nu mai găseam nimic de lucru, în domeniu vorbesc, și atunci am luat-o ca orice tânăr să găsesc altceva. Și m-am angajat ca și inspector de asigurări la o societate nou înființată româno-germană în 1992 și am continuat activitatea aceasta pe care am desfășurat-o cu drag. Am crescut în toate treptele de carieră, ajungând să fiu director regional la acea societate de asigurări. Ulterior, după înrolare în politică, cum am spus, foarte puțin, dar acum în ultimul an m-am implicat mai mult și am zis nu pot să le fac pe amândouă bine,
Am demisionat din funcția de director regional la acea societate de asigurări și am preluat o afacere proprie, mă ocup de broker în asigurări și bineînțeles că asta îmi dă satisfacția că interacționez foarte mult cu oamenii și acest lucru aș vrea să-l fac și de pe poziția de administrație, să zic așa. Sunt căsătorit, am un băiat de 26 de ani, este inginer IT, locuiește în Timișoara și locuiesc în Hunedoara, la aceeași adresă unde am locuit și când m-am născut. A fost un parcurs cu bune și cu rele, la fel cum este și în administrație până la urmă, indiferent că vorbim de cea locală, județeană sau mai mult decât atât. Ați reușit, domnul Mane, să aduceți în jurul dumneavoastră oameni care au experiență în diferite domenii. Iată, astăzi ați venit alături de domnul Alic, ne-ați mai prezentat pe parcursul acestor săptămâni, ultimelor săptămâni, oamenii pe care îi propuneți și cu care veniți în fața hunedorenilor. Sunt cumva așa să nu spunem chiar o bulă, dar ați reușit să aduceți oameni care au sau au avut un cuvânt de spus în cariera pe care ei au îmbrățișat-o. A fost o strategie aceasta pentru dumneavoastră, pentru echipa AUR de aici, de la Hunedoara? Pot să spun că atunci când am gândit ce oameni să aduc în partea asta de administrație publică, am încercat să fac o selecție din tot ceea ce avem noi ca și personal și să gândesc că atunci când vom reuși să ajungem în Consiliul Județean și, de ce nu, la președinția Consiliului Județean, eu să am lângă mine oameni cu experiență, oameni tineri, oameni care pot să vină cu idei și inițiative, mai ales că cea mai mare parte din cei cu care am închegat această echipă sunt persoane care au lucrat în mod deosebit după Revoluție în partea privată. Deci sunt foarte puțini atinși de chestiunea asta legată de administrația locală, unde cam toată lumea ar dori să lucreze sau, mă rog, să lucreze la stat, pentru că acolo e stabilitate, e un salariu bun. Stat și cu S mare și muncă, cu S mic, nu? Da, și la stat și la purtat. Foarte mulți doresc asta pentru că partea asta privată nu-ți oferă o stabilitate dacă, bineînțeles, cei care cred că pot să realizeze etape ale vieții trebuie să stea doar pe un scaun și să aștepte în fiecare lună un salariu, fără ca ceea ce produc sau ceea ce gândesc să vină cu o chestie de îmbunătățire atât a vieții sociale și nu în ultimul rând a celei economice. A spus un cuvânt care mi-a atras atenția, produc. Județul Hunedoara a fost unul puternic industrializat, a existat aici o producție intensă pe foarte multe paliere. Considerați că ați putea dumneavoastră, în calitate de posibil președinte al Consiliului Județean Hunedoara, să readuceți cumva acest motor economic și să-l repuneți în funcțiune? Da, pentru că noi considerăm că printr-un lobby, cum să spun eu, mult mai intens sau o chestie care să fie eficientă la nivelul județului, am putea realiza la nivelul de dezvoltare în care, și aici spun ghilimele, în care este la această dată județul, o creștere. De ce spun asta? Pentru că știm foarte bine, sau mă rog, cei care sunt din generația mea și poate ceva mai tineri știu că la nivelul județului am avut o industrie minieră foarte dezvoltată, industrie metalurgică și, ca să dau doar câteva exemple și din alte domenii, în Hunedoara, mai ales fiind și eu hunedorean, cu colegul meu acolo am trăit și am crescut o mare parte din parcursul vieții mele. Am avut pentru ceea ce însemna partea feminină la cei care lucreau la vremea respectivă în combinat fabrică de confecții, fabrică de încălțăminte. Acum în Hunedoara mai sunt câteva mici firme care au activitate de lon.
nu este foarte eficientă munca asta din punctul nostru de vedere pentru a dezvolta atât activitatea economică cât și cea care ar aduce beneficii pentru UAT, respectiv municipiul Hunedoara, și pentru județ, pentru că trebuie să înțelegem că veniturile care se realizează din aceste activități sunt cele care completează venitul și bugetul din unitățile administrativ-teritoriale, și aici mă refer la municipiul Hunedoara și la județ. Am ajuns un județ în care am pierdut foarte mult populație. Marea majoritate a celor care sunt din județul Hunedoara au luat calea străinătății pentru că nu mai găsesc locuri de muncă bine plătite. Și doar ca să fim, cum să spun eu, într-o comparație, la Hațeg, de exemplu, au fost fabricele de conserve, de legume, fabrica de bere, la Simeria era o fabrică de lapte, la Deva, la fel, era o fabrică de conserve și unitățile de producție pentru utilaj minier, la Orăștie era o fabrică de tradiție, Vidra Orăștie, unde erau produse acele alen de loane și marochinerie și tot și erau duse la export. Partea de asigurare a muniției și a unor elemente necesare la Ministerul Apărării Naționale, care acum s-a transformat într-un parc de distracție, Arsenal Parcul, Chimica Orăștie, care și acum am înțeles că mai produce doar câteva elemente de astea de plastic pentru ceea ce e nevoie față de ceea ce a fost la un moment dat această industrie. Ne mai vorbind, cum spuneam, de minele din Valea Jiului, din Brad, din Deva, din Certeș, care asigurau o economie în dezvoltare permanentă înainte de Revoluție și care aveau pentru acest județ asigurau o creștere a potențialului economic. Care ar fi soluțiile cu care veniți din acest punct de vedere pentru oameni, pentru aceia care poate își doresc să rămână aici în județul Hunedoara și să aibă și un loc de muncă stabil, bine plătit poate, și cumva siguranța zilei de mâine? Noi credem că o mare parte din ceea ce s-a făcut până acum și s-a gândit bine, dar nu s-a reușit să se implementeze, și aici mă refer la Parcul Industrial din Hunedoara, unde împreună cu colegul meu dorim să aducem schimbările necesare pentru ca investitorii să vină și să creeze locuri de muncă. Totodată, acest parc industrial poate să asigure și o cale de acces și de ocolire a municipiului Hunedoara. Eu am gândit-o ca o șosea de centură care poate fi făcută pe teritoriul acestui parc industrial, în așa fel încât tot ce înseamnă utilaje grele și transportul de marfă să nu mai intre în municipiul Hunedoara, să intre prin acest parc industrial, care poate fi o cale de acces și pentru cei care au și doresc să facă investiții aici, în așa fel încât, eu știu, tot ce înseamnă aprovizionare sau export ulterior să poată fi făcut pe această cale de comunicare, care, din punctul nostru de vedere, cred că ar ajuta mult municipiul Hunedoara. O altă problemă pe care noi vrem să o dezvoltăm ar fi partea de reabilitare, care s-a început, încă nu s-a finalizat, că este în partea de licitație, sperăm că se va termina curând. Partea de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, aprobată prin programul operațional de infrastructură mare. Care este în aplicare la nivelul județului, și aici avem, în cazul nostru, municipiul Hunedoara.
ne canalizăm atunci atenția puțin și concret la ce se întâmplă aici în municipiul Hunedoara. Sunt necesare astfel de lucrări, precum cele amintite de domnul Mane puțin mai devreme? Absolut necesare. Pot să vă spun că este păcat că parcul industrial, care a costat peste 10 milioane de euro, bani proveniți din sursă locală și bani de la Bruxelles, stă aproape gol. S-au ecologizat atunci 20 de hectare de teren, au fost amenajate 49 de parcele de către 4.000 de metri pătrați și a fost construit un sediu administrativ de 3.200 de metri pătrați, care și acum este gol. Din păcate, în complexul acela, unde trebuiau să fie firme de consultanță, firme de proiectare și ateliere de confecții, totul este gol. Pot să spun că un motiv, mă gândesc, ar fi și faptul că nu s-a realizat până acum ieșirea de pe autostrada A1 către noi, la Sântu Halm, unde cred că domnul Mane este mai în măsură să ne informeze. Există un studiu, există un proiect de a se construi un pod peste Mureș, în zona Hărău Sântu Halm, și acest lucru ne-ar avantaja foarte mult, pentru că haideți să vedem, la Cugir, de exemplu, soția mea este din Cugir și cum au ajuns acolo Star Transmission Cugir și alte societăți, la Sebeș, pentru că au acces la autostradă. Cugirul nu are acces la autostradă, dar are acces foarte aproape de Cugir, și sperăm că și la noi se va întâmpla lucrul ăsta și că nu vom mai avea acest parc industrial gol. Este o prioritate pentru noi, cei de la AUR, să repopulăm orașul Hunedoara. Și nu poți să repopulezi un oraș. Am văzut foarte multe reportaje, m-am interesat și eu la primării de dincolo, din Europa, care au, nu mai spun la primăria din Ciugud, care primarul din Ciugud e cunoscut de al meu, în trecut a fost iubitul soției mele, are tinereții valuri, da? Și ținem legătura și într-adevăr ce a realizat el la Ciugud este nemaipomenit. Este foarte greu să extrapolezi la un nivel de municipiu, dar nu este imposibil. Și totul se rezumă la locuri de muncă și la producție. Degeaba facem tot felul de magazine, de shop-uri și așa mai departe. Pe partea de consum. Atât. Mai mult, să știți că, nu știu cât e de adevărat, voi proba dacă ajung în primărie, se tot vorbește din întâlnirea cu cetățenii, care exista în oraș, în municipiu, o înțelegere între mai multe firme, care să nu angajeze oameni de la unii la alții, nu știu dacă este adevărat, nici nu pot să spun lucrul ăsta. Asta trebuie și probați. Bineînțeles, da. Eu spun din ce discuțiam cu cetățenii, dar nu vreau să cred lucrul ăsta. Nu cred că există așa ceva. Eu cred că lipsa infrastructurii și a faptului că nu avem ieșire la autostradă, a faptului că facilitățile din parcul industrial probabil trebuie regândite și nu să fie doar facilități de genul, da, plătești doar utilități și atât. Nu trebuie să venim și cu niște facilități fiscale, de reducere de impozite și așa mai departe. Părerea mea. Vă rog, da, domnul Mane. Tot legat de chestiunea asta cu autostrada, la nivelul județului am gândit-o de mult și am propus-o colegilor. E vorba despre calea de acces sau drumul de acces dintre Simeria și Valea Jiului. Drum care, din punctul meu de vedere, printr-un proiect de modernizare, dacă nu se poate realiza un drum expres, ar putea realiza o comunicare mai eficientă între autostrada de la A1, de la Simeria până către Valea Jiului, unde avem de asemenea o zonă în care am putea dezvolta și nu numai această zonă, care ar putea să facă legătura cu sudul țării. E un drum care pe anumite zone poate fi, din punctul meu de vedere, făcut în așa fel încât să degreveze traficul intens care este pe această rută și să genereze totodată o mai bună comunicare pe calea rutieră a celor care folosesc această rută. Credem de asemenea că la nivelul județului, și aici în mod deosebit mă refer la partea din Valea Jiului, unde o să am probabil în următoarea emisiune un invitat,
din Vale, care candidează și el la rândul lui pe lista de consilier județean, dar și la funcția de primar, am putea realiza multe chestiuni, mai ales, să spunem, în Petrila sau chiar în Petroșani, unde județul în Petrila are luat în primire mina Petrila și prea multe transformări n-au fost făcute acolo. E necesar ca Valea Jiului să poată fi asigurată nu doar pentru cetățeni, nu doar pentru bărbați asigurate locuri de muncă, este necesar ca și femeile și tinerii să fie atrași în piața muncii, în așa fel încât dezvoltarea în zonă să cuprindă toate categoriile de cetățeni. De ce spun asta? Pentru că foarte mulți din locuitori, cum spuneam și în Hunedoara, dar și din Valea Jiului, soții, copiii doamnelor de acolo au plecat să-și găsească de muncă în străinătate, deoarece Valea Jiului la această dată nu le asigura un venit conform și totodată femeile care au rămas acolo își găsesc foarte greu loc de muncă. Tot o problemă legată de protecția femeilor și a copiilor, mă refer aici, e vorba de ceea ce se poate realiza prin Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului și într-o colaborare strânsă cu direcțiile de asistență socială de la nivelul fiecărei primării, sunt centrele de în care să fie primite victimele violențelor în familie. Sunt câteva centre, din câte m-am informat, dar insuficiente în Deva și în Hunedoara. Sunt probleme destul de grave, având în vedere că marea majoritate a familiilor care au plecat oamenii și veniți și duși într-o direcție alta, la un moment dat aceste familii se destramă și apar tot felul de discuții care nu sunt tocmai normale. Și atunci, pentru a evita aceste conflicte care apar din diverse motive, tot ceea ce înseamnă Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului și OAT-urile cu care sperăm noi că vom reuși o bună colaborare, să ne axăm și să identificăm spațiile necesare pentru a rezolva problemele pe o perioadă temporară, bineînțeles, ale celor care sunt victimele ale acestor violențe în familie. Ar fi nevoie de un astfel de centru și în municipiul Hunedoara? Cumva datele statistice oferite și de către cei de la Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara confirmă ceea ce dumneavoastră spuneți, pentru că poate nu zilnic, dar săptămânal sunt destul de multe astfel de cazuri de victime ale violenței domestice și, într-adevăr, locurile unde se pot refugia, pentru că sunt diferite situații, diferite cazuri, poate unele dintre ele și cazuri sociale care au nevoie de sprijin din partea autorităților, nu au la îndemână sursele necesare de a se refugia undeva. Așadar, revin cu întrebarea, este nevoie și în Hunedoara de un astfel de centru? Bineînțeles că este nevoie. Chiar dacă există un centru în oraș, a face ceva în sensul ăsta nu strică. Într-o lume în care, cum a spus, violența domestică este în creștere, probabil și din cauza problemelor prin care trecem, a stresului zilnic, cotidian. Probleme financiare și așa mai departe, sigur, este imperios necesar să avem mai multe centre de acest tip, chiar și în municipiul Hunedoara. Municipiul Hunedoara nu înseamnă doar inima orașului, așa cum se spune. Aveți acolo și câteva localități aparținătoare acestui municipiu. Ce planuri aveți pentru dezvoltarea acestor comunități sau ce ar fi necesar pentru... Într-adevăr, Hunedoara nu reprezintă doar zona centrală, reprezintă și zonele de periferie, reprezintă satele aparținătoare, adică aici mă refer la Peștișu Mare, mă refer la Răcăștie, mă refer la Gâzlaști, la Boș, la Groș, zona Hăjdat și așa mai departe. Este tragic că până în momentul de față s-a reușit o parte de investiții doar în Peștișu Mare, unde s-au reabilitat străzi și s-a introdus apă și canalizare. Problema este gravă la Răcăștie. La Răcăștie, de ceva ani buni, din 4 în 4 ani, au venit tot alți primari, unii au prins și două mandate
Și până în zi de azi nu s-a reușit nimic. În continuare, în Răcăștie se duce apă cu cisterna. În Răcăștie, fiecare gospodărie beneficiază de 500 de litri de apă, vorbesc de apă menajeră, nu de apă de potabilă, pe care să o folosească într-o lună de zile. Este trist. Ce este și mai trist este că APA Prod a semnat împreună cu Ministerul Fondurilor Europene un contract de finanțare în noiembrie 2016, deci 2016, care trebuia terminat în 33 de luni, adică trebuia terminat până în 2019. Nu am înțeles, nu știu de ce nu s-a definitivat acel proiect, de ce nu s-a pus în aplicare. Și în continuare oamenii de acolo nu beneficiază de aceste facilități ale secolului 21. Ar fi o prioritate pentru dumneavoastră? Da, da. Mâine, chiar mâine, în cursul zilei de sâmbătă, voi merge cu echipa mea în zona Răcăștie, voi discuta cu fiecare om în parte, să vedem exact, concret, ce probleme sunt, ce doresc fiecare și va fi o prioritate pentru mine zona Răcăștie, zona Boș și Zlaști. Deci zona acestea, zonele acestea care într-adevăr, cum spunea și colegul meu Marius, pe programul operațional de infrastructură mare se poate să găsim soluții pentru ei și să arate și limitrofele din orașul și municipiul Hunedoara așa cum arată centrul. Pentru realizarea unor astfel de proiecte este nevoie și de o colaborare foarte bună cu Consiliul Județean. Bineînțeles. Pentru că ați amintit și de operatorul de apă, cel din această zonă de centru, să spunem, și operator care este în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Da, despre proiectul care vorbea colegul meu, e cel care încă nu s-a reușit să fie materializat din motive, să zicem, tehnice. Tehnice de ce? Pentru că în prima fază, cum am spus-o și în altă emisiune, acest proiect a fost subevaluat și la prima licitație nu s-a prezentat, sau mă rog, cei care au văzut valoarea n-au dorit să participe. Acum proiectul, din ceea ce știu eu, este făcut în partea de documentație tehnică și este clar că va implementa la un moment dat tot ceea ce și-au propus prin dezvoltarea și reabilitarea acestor rețele de alimentare cu apă și canalizare. Problema e că lucrurile merg destul de greu acolo și să sperăm că într-un final, cel puțin anul ăsta, să avem certitudinea că lucrările vor demara pentru ca nu doar municipiul Hunedoara, ci toată zona asta care este în parte de administrare al celor de la APA Prod, să poată fi începute lucrările. E o mare problemă pentru că APA Prod, dacă nu își va dezvolta această rețea și nu va reuși să scadă consumurile de apă, pentru că la nivelul județului, din câte știu, avem în rețele o pierdere de peste 52%, ceea ce ar însemna și înseamnă, de fapt, costuri ridicate pentru beneficiari. Ori prin reabilitarea acestora considerăm noi că se va putea reduce costul pe un metru cub de apă sau menajeră sau potabilă, în așa fel încât să avem asigurat la nivelul județului o apă de calitate și o rețea care să poată permite tuturor localităților să beneficieze de acest minim confort, apa potabilă, ceea ce mulți nu au avut până acum. Cum spunea, sunt localități în care le aduce apă cu cisterna. Nu e normal, considerăm că e o prioritate a noastră, a celor de la AUR, și vom face toate demersurile pentru că această investiție să poată fi finalizată. De aceea spun încă o dată, cum de fapt în fiecare emisiune amintesc, că cei de la AUR au soluții, au oameni, pot face schimbarea, dar doar în momentul în care și cetățenii își doresc acest lucru. Și de aceea spun, votați AUR, AUR pe toate 5 buletine de vot, atât la alegerile locale, cât și la cele pentru Parlamentul European, pentru că doar împreună putem face schimbarea. Încă o dată, vot pentru AUR, atât la județ, cât și în consiliile locale și la candidații noștri pentru funcția de primar sau pentru președintele Consiliului Județean Hunedoara.
Domnule Alic, o să vă rog și pe dumneavoastră să transmiteți un mesaj hunedorenilor și locuitorilor municipiului Hunedoara, dar hunedorenilor în general, acelora care în data de 9 iunie, așa cum este sau ar trebui să fie normal, să se prezinte la urnele de vot. Dragii mei hunedoreni, vă vorbesc în acest moment nu ca un politician, nici nu-mi doresc să fiu politician, îmi doresc să fiu un administrator, îmi doresc să fiu, să pun în slujba cetățenilor ceea ce am învățat în facultate și în cei peste 30 de ani de experiență în lucru cu oamenii. De aceea, cu încredere vă rog, puneți ștampila pe aur la alegerile din 9 iunie, atât la primar, cât și la Consiliul Local, cât și la Consiliul Județean și foarte important, foarte important pentru candidații la Parlamentul European. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru parte dintre proiectele pe care le-ați dezvăluit hunedorenilor astăzi și vă mai așteptăm și cu alți invitați, puteți dumneavoastră puțin mai devreme să mai prezentați cât mai mulți dintre ei și chestiune de timp și de prezentare este legată și de timpul scurt pe care îl avem la dispoziție. Sunt multe idei. Sperăm că vom reuși o parte să le faceți să le cunoscute. Da, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!